peste 125 de președinți de secții de votare din județ au invocat motive personale și au renunțat să participe la referendumul pentru modificarea Constituției. Ei au fost înlocuiți rapid cu persoane care au calitate de experți electorali, astfel că în acest moment toate secțiile de votare sunt acoperite cu președinți. Aceștia au fost instruiți în legătură cu organizarea referendumului, ce se va desfășura sâmbătă și duminică. La nivelul biroului electoral de circumscripție Buzău, toate activitățile sunt în graficul prevăzut prin calendarul dat prin hotărârea de guvern. La momentul actual, toate secțiile de votare sunt acoperite cu președinți, au fost multe înlocuiri determinate de problemele personale ale celor care au fost trași la sorți, de intervalul scurt de timp în care se organizează referendumul. S-a făcut instruirea președinților de secții luni, în două serii. Înlocuiri de președinți de secții de votare sunt așteptate în continuare de biroul electoral județean, cele mai recente fiind operate în cursul zilei de miercuri. Ultimele înlocuiri au fost ieri, două persoane, una pe motiv de sănătate și mă bucur că și-a dat seama că trebuie înlocuită. Nu aș fi garantat că poate duce misiunea la capăt și e posibil, nu știm, ce probleme mai apar în activitatea lor zilnică, legea prevede că pot fi înlocuiți și în timpul procesului electoral. Pe lângă problemele ce țin de asigurarea personalului în secțiile de votare, biroul electoral județean are de rezolvat și unele sesizări privind afișajul electoral. Până în prezent au fost soluționate două sesizări, una neîntemeiată, care viza afișajul electoral, dar care nu a putut să identifice locațiile unde se afirma că sunt respectivele panouri de afișaj. Acea sesizare bănuiesc că a fost făcută aproape la toate birourile electorale din țară și a fost respinsă. O altă sesizare vizând un afișaj electoral la intrarea în Crâncă. Cred că a fost, dar la momentul verificării de către Bej nu mai era și mai avem două astăzi. Aceste ultime sesizări urmează să fie verificate, iar dacă se constată că sunt întemeiate, biroul electoral județean va da hotărâri și se vor lua măsurile necesare.